Așa. Deci îmi spune că aflați un număr. Aflați un număr, știm că 1 pe 3 e... Atenție, aflați un număr, nu știm, deci. Da. Știm că o treime din ce? 1 pe 3. Deci o treime din ceva. Da. Adică un întreg și... 1 pe 3. Un întreg și 1 pe 3 din el. Este 40. Deci, știu așa, cu o treime din, o treime din, un întreg și o treime din el, adică din numărul n, da? O treime din, adică mulțit, cu cine? Cu un întreg și o treime din număr este egal cu 40. Asta vreau să spun. Deci e o treime din, o întreg și o treime din el, egal cu 40. Apoi ăsta știu să facă mulțirea asta, nu? Uh-huh. Și dăm drumul la cap treabă. Zici un echivalent cu o treime înmulțit cu, te rog să vorbești. 1 pe 3 da. Înmulțit da. Cu 4 pe 3 ori n, egal cu 40. Echivalent cu. Și mulțim. Aici poți fi 1, da? 1 ori 4 ori n, 4 n, da. 4 n, 4 ori n supra 9, e 3 ori 3, hai? 4 n supra 9 egal cu 40. Și acum, ca să aibă același numitor cele două fracții, amplificăm aici cu cât cu 9, ca să fie și în stânga și în dreapta cu același numitor. Și echivalent cu, te rog să vorbești, cu 4 n supra 9 egal cu 40 pe 9. Nu, 4 ori 9, băi, amplificăm. A, 360 pe 9. Da? Deci am amplificat, am gândit aici 40 pe 1. Da. Și am amplificat cu 9 ca să am același numitor, da? Și bine, de aici ce rezultă? Echivalent cu numitorul fiind același, două fracții care au același numitor, înseamnă numărătorii să fie egal. Înseamnă 4 n egal cu 360, bine, rezultă că n egal cu 360 împărțit la 4, 360 împărțit la 4 și face cât? 90. Nu? Da. 90. Iată că am găsit răspunsul corect, este 90. Hai să mai înțelegem o dată. Deci o treime din un întreg și o treime din el, e 40. Deci o treime din, nu din n, direct, ci dintr-un întreg și o treime din el. Adică trebuia să scriem relația asta. Asta era important, așa s-a tradus. O treime din un întreg și o treime din el, egal cu 40. Și ne-am apucat de făcută mulțirea asta, știu să fac la o fracție. Două fracții sunt egale, dacă au același numitor, numărătorii să fie egali. Și am ajuns să am același numitor, amplificând pe asta 40 pe 1 cu 9, 360 pe 9 și iată egalitatea asta și am găsit pe respectiv că este 90. Mergem mai departe să vedem un alt exercițiu. Asta a fost exercițiul 2A. Da? A. B-ul. Dintr-o suprafață de 6 hectare s-au arat 12%. Deci, dintr-o suprafață de 6 hectare, deci din 600 hectare, da? Din 6 hectare, s-au arat 12%. Da, 12%, da? Așa parcă se scrie, nu? Da. Ce suprafață am mai rămas de arat? Ce suprafață a
mai rămas de ars? Ce suprafață a mai rămas de arat? Ia să vedem cum gândim aici. Te aștept pe tine. 600 hectare. Era toată suprafața. Da. Și s-a arătat doar 12%. 12% din... De fapt, 12% din 600. Asta e. Asta avem. Să facem 12% dintr-un număr. Da. Dintr-un număr. Da? Să vedem cât reprezintă asta, cât s-a luat. Și pe urmă vedem restul din 600, scădem cât s-a luat și vedem cât mai este, cât a rămas de arat. Deci este foarte simplu. Cum gândim, încă o dată spunem? 12. Adică 12% din 600 este egal cu 12% ori 600 hectare și egal cu 100 și cu 20 ori s-a simplificat repede, nu? Și vine 6 ori 12 72 de hectare. Da. Ce reprezintă 72 de hectare? Suprafața arată. Da? 72 de hectare. Suprafața arată. Asta e suprafața arată. Acum să vedem cât o mai rămas de arată. 600. Așa. Suprafața rămasă egală cu 600 minus 72, nu? 72 de hectare, cât înseamnă? 528 hectare. Deci mai avem de... E sau O? Ce? 600? După H, A sau O? H, A. Hectare. Da? 528 hectare ar mai fi de arat. Aici am zis noi bine. Deci, dacă ar fost 10%, cât ar fi însemnat 10% din 600? 60 de hectare, nu? A 10-a parte. Dar fiindcă sunt 12%, mai mult de 10, era de așteptat să fie mai mult de 60. Da? Da. Și corect este, da, 72 de hectare au fost arate și au mai rămas 528 nearate. Bun. Acum, să vedem un alt exercițiu. Deci, este o problemă asemănătoare cu cea dinainte, că de data asta am făcut fracția. Am știut fracția și numărul. Fracția și numărul și am aflat că reprezintă valoarea fracției. Asta înseamnă la procente. Așa, într-o școală sunt 26 clase cu câte 25 de elevi. Deci într-o școală, problema 3. Nu, 4 este, da. Într-o școală sunt 26 clase cu câte 25 de elevi? Cu câte 25 elevi? 2 pe 13 din număr total de elevi au împlinit 14 ani. Deci, 2 pe 13 din numărul total au împlinit, da, au împlinit 14 ani. O zecime din rest au împlinit 13 ani. O zecime, adică 1 pe 10 din rest au
împlinit. Cât am zis că am împlinit? 10. 13 ani. 13 ani. Câți elevi au vârsta sub 13 ani? Câți elevi au sub 13 ani? Câți elevi au vârsta sub 13 ani? Deci, zicem. Ia vezi la cum gândim. 25 ori 26. Așa, ca să vedem câți elevi sunt în toată școala, numărul total. Da. Zicem, începem. 25 ori 26, ca să avem numărul total. Zicem, numărul total, două puncte. Da? Așa zicem, număr total. 25 ori 26 și egal cu, te rog să faci tu, calculul. 650 de elevi sunt în școală. Egal cu 650. Cum afli tu pe cei care au împlinit vârsta de 14 ani? Zicem 650 din... De fapt, 2 supra 13 din 650 au... 14 ani. Da, da. Deci, asta trebuie să facem. Deci, practic, trebuie să facem 2 pe, nu? 2 pe 13 din 650. Deci, zicem, 2 pe 13 din 650 au împlinit 14 ani. Și facem calcul. Doi pe 13 2 pe 13 din 650 egal cu 2 pe 13, deci am învățat noi înmulțit cu 650. Așa, egal cu. Cred că merge prin 13. Ia vezi tu. Merge prin 5. Rămâne 5 ori 3, 15. 50. Ori 2, 100. 100 de elevi. Deci 100 de elevi au împlinit vârsta de 14 ani. Mai departe, ce spune problema? Ia citește cu atenție. Din rest. Din rest? Îi trebuie restul. Să zicem 650 minus 100. Corect. Deci face 650 primul rest, da? 650 minus 100 egal cu 550. Da? 550 elevi. Din ăștia câți sunt care împlinesc? Sunt 13 ani. 11. 1 pe 10. Ce înseamnă 1 pe 10 din numărul ăsta? 1 pe 10 din 50. 1 pe 10 din 50. Egal 1 pe 10 ori 550. Ori 550 și egal cu 55. 55, sigur că da, pentru că asta înseamnă. Da. Da. Deci egal cu 55 ele. Iată că am aflat cât reprezintă o zecime din ei. O zecime din ei înseamnă 550
împărțit la 10 și iată că am găsit 55. Deci 55 elevi au împlinit 13 ani. Cât sunt cei care au sub 13 ani? Poate 550 minus 55. Exact. Deci restul 2 înseamnă 550 minus 55 și egal cu 495 elevi. 495 elevi. Egal cu 495 elevi. Bun. Și acum să vedem mai departe. Problema 5. Zice așa. Din banii pe care îi are, un elev cheltuiește o cincime pe caiete. Deci, o cincime, are niște bani, habar n-are cât are, da? O cincime pe caiete, o cincime pe caiete, un sfert din rest de pe un stilou, deci un sfert, ce înseamnă un sfert? 1 pe 4, da? 1 pe 4 din rest dă pe stilou. 1 pe 4 dă pe stilou. Și mai rămân 45 de lei. Și mai rămân 45 lei. Și îi mai rămân 45 lei. Câți bani a avut el? Din 45 de lei. Păi nu din 45. Din ce avea în buzunar. El avea o sumă. Din N. Din N. Așa zice. 1 pe cât? 1 pe 5. Da. 1 pe 5 din N. Dă pe caiete, da? Da. Egal cu 1 pe 5 ori N. 1 pe 5 ori N. Care știm ce înseamnă. Da, nu ori 1. Nu ori 1 înseamnă pe 5. Dă pe caiete. Deci o cincime, nu pe 5, dă pe caiete. Acum, din rest, trebuie să aflăm restul. Cum aflăm restul? Ce înseamnă restul? De cât avea el din, în buzunar? Din ea. Deci restul ieri 1 înseamnă așa. Din N, scădem pe N supra 5, cât o dat pe caiete. Deci din N scădem pe N supra 5. Și se ia cu 5. Cum? Păi N pe 1 aici. Amplificăm. De-aia am făcut fracții, mă. A, e foarte tare. Vezi că au o aplicație acum. N minus N pe 5. Știm să scădem două fracții. Da, aici cu 5 și vine o singur numitor 5 și vine 5 n minus n, 5 n minus n supra 5 și egal cu 4 n supra 5. Supra 5? Păi nu punem gata 4 n. 4 n supra 5 îi mai rămân. Da? După ce o dat pe caiete... Să zicem, eu mai rămân acum nu știu. 20 lei. Nu știu cât. 4 n pe 5 i-au mai rămas. Mai rămas. După ce au luat caietele, da? Acum, din suma asta, mai cheltuie cât? 1 pe 4. O pătrime. Acum, ce face? Pe stilou, dă o pătrime din rest.
din restul care l-ai. Adică din 4n. Care înseamnă 8 pătrime înmulțit cu 4n pe 5. Care înseamnă, înainte a face mulțirile, acum intri teoria cu fracții. Fac simplificările 4 cu 4. Egal cu pe 5. Asta e suma pe care îl cheltui pe stilou. Da? A dat pe stilou. Dar să vedem cât eu mai rămas acum. După ce eu cheltui. Păi el... cum o mers în etapă? 45. Nu, stai, lasă până la 45. Zicem cât eu rămas, ca să vezi cât eu rămas după ce eu dat, eu cumpăr la credit. Ah, păi îl scădem din 4N. 4N pe 5. Minus. Minus pe 5. Deci R2, al doilea rest, R2, este egal cu 4N pe 5, minus N pe 5, și egal cu? Și egal cu 3N pe 5. 3N pe 5. Ăsta e restul al doilea. Și cu cât zici? Zici că este egal restul? Cu 45. Deci vine 3 N pe 5 egal cu 45. Eu pot să zic că e 45 pe 1. Visez ca și fracția asta să aibă numitorul. Cât să aibă numitorul și fracția asta visez? 5. De aceea amplific aici cu 5, din nevoia asta. Și echivalent, va spune că 3n supra 5 egal cu 5 ori 5, 225 pe cât? Pe 5. 225 pe 5. Și acum suntem chiar fericiți. Pentru că au același numitor, cele două fracții. Deci de aici rezultă că numărătorii trebuie să fie egal. Deci că 3n să fie egal cu 225. De unde rezultă că n e egal cu, dacă 3n fac 225, un sigur n e egal cu 3 pe 5. Nu. Dacă 3 de al de n fac atâta, un sigur n înseamnă ăsta împărțit la 3. Deci n e egal cu 225 împărțit la 3. Care înseamnă 3 în 21 de 7 ori, 7 la 3, 21, și 3 în 15, de câte ori? De 5 ori, da? 5 ori 3, 15, 75. Deci, el a avut 75 de lei. Ca răspundem, a avut 75 lei. Ia să vedem cât o cheltuie aici. Hai să mergem proba inversă. Să vedem etapă de etapă, să scădem și vedem dacă ne dă 45 lei pe la asta. Pe care te cât spune că cheltuie? Spune că cheltuie n supra 5, adică 75 pe 5. O cincime. Ah, da. O cincime din el, da? Adică pe 75 împărțim la cât? La 1 pe 4, pe 5. 1 pe 5. Împărțim la 5, cu altă cuvinte. Da. N pe 5, dă pe caiete. Adică 75 împărțit. Deci pe caiete, pe caiete, dă ori cincime din 75. O cincime din 75, da? Care înseamnă 1 pe 5 ori 75 și face cât? 5 în 7 odată, 5 în 25 de 5 ori. 15 lei. Deci pe caiete dă 15 lei. Cât îi mai rămâne? Îi mai rămâne 75 plus 15. Da, e 1. Restul și mai rămâne 60 de lei. Deci restul 1. Înseamnă 75 minus 15 și egal cu 60 lei. Din ăștia, din 60 de lei, dă pe stilou. Cât dă pe stilou, zice ea? 1 pe 4. Cât? 1 pe 4. O pătrime. Deci, o pătrime din 60 dă pe stilou. Care înseamnă
1 pe 4 ori 60, simplificăm și facem o dată, de 5 ori. 15? 15 lei, da? Egal cu 15 lei. Adică dă peste rău 15 lei. Și acum, ca să vedem cât mai rămâne, iar 2, aveți tu al doilea, înseamnă 60 minus 15, egal cu 45 lei. Am făcut proba și totul merge perfect. Da? Deci asta... Fracțiile astea au un rost. Iată ce probleme frumoase. Că am redus de fiecare dată lucrul la operații cu fracții. Știm să lucrăm. Nu degeaba să fac operații cu fracții. Pentru că el a o aplicație practică. Ai văzut? El avea o sumă. Nu spune ce sumă. Cheltui pe caiete, cât spuneam cheltui pe caiete? 1 pe 5. 1 pe 5 pe caiete. Din ce rămâne, pare curios. Adică tu nu știi cât au avut și ce au mai rămas. Din ce rămâne, dă peste loc o pătrimă. Și îți dă răspunsul că la sfârșit, în buzunare, mai rămân 45. Și e vorba de mersul înapoi. Adică, un lucru cu fracții. Adică scădem din 60 pe 15. Bun, dar noi nu puteam să știm că 75 de lei au la început. Pe meu acela nu l-am știut. Nu pot schici. Adică eu știu... din 5 în 5. Nu. E destul de greu să faci așa problema. Deci e aproape imposibil să ghicești. Nu e imposibil, numai că durează foarte mult. Mai întâi o faci prin 5, apoi prin 10. Eu aș fi făcut-o prin segmente. Și nu mai. Doamna zice că prin segmente nu mai avem. Voi când mai suntem la clasele 1-4. Nu, că nu aveți voi. Greșit. Nu, că trebuie să ne obișnuim să facem algebre. Da. De acord cu asta, însă... Aici e frumusețea mare. Deci eu o pot face și la nivelul clasei a patra. Adică îmi închipui că suma asta a fost așa, un segment. Da? Suma pe care el o are, o reprezintă printr-un segment. Deci soluția a doua pe care o dăm acum este soluția prin metoda care, cum se zice? Metoda. Da, metoda figurativă. Metoda figurativă. Ne închipuim că toată suma a fost reprezentată printr-un segment. Și el dă pe caiet cât dă? 7, 1 spre 5. O cincime, adică împărțim întregul în 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și pe caiete dă o cincime. Uite cât e de frumos. O cincime. Caiete. Cât îi mai rămâne? Cât îi rămâne? 4 cincime. 4 cincime. Nu? Nu avem 4 segmente de semici. 4 cincime. Cât i-au rămas aici? Uite cât i-au rămas. 4 cincime din N. Ăsta-i restul. Iar 1. Din ăsta dă o pătrime, o pătrime din rest, deci din tot restul ăsta o pătrime dă. Adică tot o bucată de asta o dă, da? Da. Deci asta o dă pe ce acum? Pe stilou. Și câte au mai rămas? Trei. Trei segmente. Deci trei pe 5 ien. Dacă 3 cincimi egal cu cât? Cu 45. Deci 3 segmente de asta fac 45. Un singur segment cât se seamă? Singur segment 45 împărțit la 3. Deci un singur segment 45 împărțit la 3 și egal cu 15. Și am aflat că un singur segment e 15 lei. Adică pe care te dă 15 lei, pistolul 15 lei și rămân 3 ori 15 și 45. Foarte frumos pe segmente, foarte rapid metoda figurativă. La clasa la care? La clasa a patra. Dar ea acum o făcea pe asta dintr-o... Nu discuta, dintr-o suflare. Da? Ea făcea prin segmente. Numai segmente, sigur că da. Da, și... zice așa, că trebuie să ne învățăm algebric.
nu mai sunt la clase 1-4. Da, de acord, de acord cu asta. Dar de ce? Eu țin să vedem și metoda asta figurativă prin segmente, pentru că ea sugerează foarte clar, dacă am înțeles foarte bine, și metoda segmentelor, da? Adică metoda figurativă. Și cu asta vedeți că nimic la matematică nu vine aiurea, ci ea, nu? Și ea se leagă, adică lucrurile se leagă. În oare fracțiile nu le putem face fără să facem legătura cu segmentele. Cu segmentele, sigur că da. Și atunci, de ce să nu mă întorc să fac și metoda asta? Da? Deci am făcut și prin metoda asta. Bun, trecem. Cred că am terminat testul întâi. Vezi aici, cu ce ne-am ales? Operații cu fracții, nu? La treaba asta, operații cu fracții și de știut foarte bine aplicația ale operațiilor cu fracții. Aplicația ale operațiilor cu fracții în problemele cele care au fost. Iată o altă. Testul 2. Media aritmetică. Da. Mergem la testul 2. Media aritmetică, media aritmetică a numerelor 17,13 și virgulă 24. Media aritmetică a numerelor acestora este egală cu... Ce înseamnă media aritmetică? Adică, scriem tot într-o paranteză. În 17 plus 13 plus... Deci echivalent, poate spune că 17 plus 13 plus 24 împărțit la cât? Totul supra... Împărțit la 3. La 3, da. Totul supra 3, așa scrie. Da. Și face cât acolo? Și egal cu 7 plus 3. Face odată 30, nu? 30, 10, 20, 30, 54. Supra 3. Care înseamnă 3 în 5 merge odată, în 24, doctor. Media aritmetică a celor 3 numere este 18. 2. Asta a fost 1. 2. Calculați 6 cincimi din o doime. Calculați 6 cincimi din o doime din 10. 6 cincimi. Calculați. 6 cincimi din o doime din 10. 6 cincimi din o doime din 10. Egal cu 6 pe 5 ori 1 pe 2 ori 10. Asta înseamnă. Când zici din, 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 înmulțit, înmulțit. Da. Și cât face aici? La, fiind numai înmulțiri, fiind numai înmulțiri, îmi permis să fac simplificările și atunci da. 5 cu 10. Așa puteam eu. Da? Și bine. 36 supra 1. 2 cu 2 simplificăm. 6 supra 1, da? Și egal cu 6. Deci, vezi ce înseamnă? Fracții dintr-o fracție, dintr-un număr, înseamnă înmulțite, înmulțite, înmulțite. Să rețin așa tot. 3. Numărul pentru care 4 șeptimi din el este. Deci numărul pentru care 4 șeptimi din număr egal cu 1036. Cine este numărul? Păi nu știu cine este. Nu, zic, nu? Zic 4 pe 7, 4 pe 7 ori n, 4 pe 7 ori n, este egal cu 1036. Echivalent cu? 4 pe 7 ori n egal cu 1036 este echivalent cu? Să mulțim, că știm să mulțim, două fracții, 4 n pe 7 egal cu 1036, ceea ce ar fi echivalent cu? Vreau să fie fracțiile să aibă aceeași numitor, de ceea ce fac.
înmulțesc cu 7 și sus și jos, nu fii pe 1 aici, și vine 4 ori n, supra 7 egal cu 7 ori 6. 42. 7 3 25 5 și 2. Acum 2 pe deja e 0 aici, 7 ori 1, 7. 7252 supra 7. Și acum echivalent, au același numitor. Ce se întâmplă? Fiindcă au același numitor, deci 4n va fi egal cu 7252. De unde rezultă că n simplu va fi egal cu 7252 împărțit la 4. Și vine 4 în 7. Hai. Deci 4 în 7 este egal odată. 32. 4 în 32 de 8 ori 4, 32. 4 în 5, 1, 3. 1813 este rezultatul. Următorul, să vedem cât e ceasul. Da, e și jumătate. Hai ca să ne oprim cuvinte ce alți. Ai înțeles acum cam ce trebuie de reținut. Ce am avut aici? Hai să vedem care a fost sinteza zilei. Operații cu fracții. Nu? Am avut operații cu fracții. Fracții, înmulțiri și împărțiri. Ordinea efectuării parantezelor. A operațiilor. Deci ordinea efectuării parantezelor și a operațiilor. Și doi, a fost foarte interesant, probleme în care aplicăm operații cu fracții, da? Probleme în care aplicăm operații cu fracții. Dar probleme în care aplicăm operații cu fracții. Cam asta, ne oprim aici. La revedere, dragilor! Like, share, subscribe. Like și share, să nu uitați, da?